Audiențe. Cred că n-am să zic acum o noutate că cetățenii Republicii Moldova sunt în așteptarea schimbărilor. Schimbărilor pozitive. Și astăzi, Poliția Republicii Moldova ține pasul acestor schimbări. Poliția Republicii Moldova se află în proces de reformare, care a inclus schimbarea legii, structurii, procedurilor, uniformei, simbolicii și priorităților în poliție. Poliția a trecut de la un organ militarizat, devenind un serviciu public. Reforma, care are ca scop apropierea de cetățean și răspunderea promptă la chemarea lor. Implementarea reformei a adus primele succese și la noi în raionul Telenești. Astăzi suntem prezenți la un eveniment important pentru raionul nostru, deschiderea sectorului de poliție numărul 1 al orașului Telenești. Și la acest eveniment avem drept oaspeți personalități de onoare a Republicii Moldova. Personalitatea care este promotorul schimbărilor pozitive în Republica Moldova, catalizatorul tuturor reformelor în Republica Moldova, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Vlad Filat. Domnul ministru al afacerilor interne, domnul Dorin Recean. Șeful Direcției Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, domnul Marin Maxian. Președintele Raionului Telenești, domnul Boris Burcă. Primarul orașului Telenești, domnul Vadim Lelic. Avem invitați aici primarii Raionului Telenești, agenții economici, cărora le aducem mulțumiri celor care au contribuit la renovarea acestui sediu frumos. De asemenea, prezenți la activitatea dată sunt colaboratorii Comisariatului de Poliție, cetățeni locuitori ai orașului Telenești. Cuvânt de salut se oferă gazdei orașului Telenești, domnului primar Vadim Lelic. Stimate domnule președinte a Partidului Liberal Democrat Vlad Filat, stimate domnule ministru Dorin Recean, stimați telenești și oaspeții ai orașului nostru. Sunt nespus de bucuros să particip în comun cu dumneavoastră la ceremonie de inaugurare a noului sediu a sectorului de poliție numărul 1 din orașul Telenești. Suntem onorați cu faptul că Teleneștiul a fost selectat de către guvern printre primele 4 raioane unde se implementează proiectul DAT. Și sediul DAT a fost renovat în termeni optimi și este dotat cu mobilier și utilaj necesar pentru colaboratorii de poliție. Vreau să menționez că colaborarea dintre administrația publică locală și inspectoratul de poliție condus de colonelul Ion Furtună este destul de bună și permanent la toate interpelările și problemele care au apărut din partea noastră și a populației s-au găsit posibilități de a fi soluționate amiabil. Pe an ce trece, Teleneștiul își schimbă fața, devine un oraș mai curat și cu mai multă verdeață, mai comod, mai modern. Având sprijinul domnului președinte Vlad Filat, am inițiat reforme în mai multe domenii vitale, iar astăzi putem enumera și rezultatele obținute. Numai în ultimul an am finalizat proiectele reconstrucția drumului din străzile Alexandru cel Bun și Ciprian Porumbescu și 31 august, cu un buget de 2.800.000 lei. Montarea cazanelor pe biomasă la grădinița Andrieș cu bugetul 680.000 lei, ambele finanțate de guvern prin intermediul Fondului de Investiții Sociale. S-au construit 3 întregi și 25 km de canalizare cu un buget de 1.800.000 lei de la Fondul Ecologic Național în microraionul Izvoraș, va beneficia de sistema de canalizare după ce vor fi finisate lucrările de conectare la sistemul central de canalizare. În anul 2013 a fost semnat acordul de asociere pentru cooperare intercomunitare privind gestionarea integrată a deșeurilor menajere
și implementarea altor proiecte de dezvoltare în orașul Telenești și localitățile din zona adiacentă. S-a reușit iluminarea stradală în toate sectoarele principale din teritoriul primăriei. La moment se implementează proiectul prin care Uniunea Europeană va sprijini financiar implementarea două proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale, prin care vor fi îmbunătățite serviciile publice. S-a schimbat acoperișul la grădinița de copii Andrieș cu un buget aproximativ de 600.000 lei. Pentru anul 2014-2015, cu suportul Guvernului Republicii Moldova și USAID, planificăm implementarea proiectului construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare din orașul Telenești, cu un buget aproximativ de 24 milioane lei. De asemenea, din bugetul alocat de Guvernul Republicii Moldova și cu susținerea echipei PLDM sunt preconizate mai multe proiecte, reparația drumurilor și trotuarelor, gazificarea centrului de cultură, lucrări de termoizolare a grădiniții de copii și multe altele. Folosindu-mă de prezența domnului președinte Vlad Filat și a domnului ministru Dorin Recean, intervenim cu rugămintea din numele populației orașului de a prevedea implementarea unui proiect de instalare a camerelor video în teritoriul orașului, ce va contribui la asigurarea ordinii publice. Și aș vrea, din numele locuitorilor acestui oraș, să aducem mulțumiri acelora care și-au adus aportul la acest proiect, dorindu-vă sănătate, fericire, bucurii în familiile dumneavoastră și noi, și noi realizări. Și dacă este o tradiție frumoasă la noi, la moldoveni, deci primăria orașului împreună cu consilierii din administrația publică locală Telenești vine cu un ajutor bănesc de 10.000 de lei la această secție de poliție. Deci, succes, realizări, mulți ani! Mulțumesc mult! Domnule ministru, câte urmează să mai fie în Republica Moldova? În primul rând vreau să salut teleneștenii, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost receptivi și ăsta este al treilea sector, model de poliție aici la Telenești. Ministerul Afacerilor Interne are trei etaje, exact în, cum zic eu, în buricul târgului sau în centrul Chișinăului. Acolo, la aceste trei etaje, se elaborează legi, regulamente, proceduri operaționale și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că viața reală este aici. Și anul 2014 ne vom concentra efortul și investițiile în sectoare de poliție de acest gen și nu doar la acest sector în Telenești. Vom merge mai departe. Avem pe toată țara să echipăm și să investim în 178 sectoare, aici la Telenești, în 5 din ele. Și toate trebuie să fie reparate, toate trebuie să fie echipate cu automobile, toți polițiștii trebuie să aibă instrumentariul necesar de lucru. Domnul președinte Vlad Filat, eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți împreună cu noi la acest sector. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că dumneavoastră personal, dar și fracțiunea Partidului Liberal Democrat a insistat și am obținut creșterea salarială a polițiștilor începând cu 1 ianuarie 2014. Este, pe de o parte, o recunoaștere a rezultatelor pe care le-a realizat poliția în ultimul an destul de dificil, iar pe de altă parte reprezintă și un credit de încredere pentru anul 2014. De asemenea, de numele polițiștilor de aici, de pe loc, vreau să vă mulțumesc pentru automobilul care urmează să fie prezentat astăzi. Și de aici încolo vreau să doresc nouă colegilor din Ministerul Afacerilor Interne și Poliției și din Poliție să avem mult curaj, multă insistență ca să transformăm serviciul polițienesc într-un serviciu public autentic. Vă mulțumesc tare mult! Știu că de fiecare dată când sunteți salutat la activitățile din Telenești, nu acceptați formula oaspete. De aceea vrem să vă ziceți, să vă zicem astăzi că la Telenești ca și la Hâncești sunteți acasă. Vă rog să vă salutați locuitorii raionului Telenești. Stimate domnule președinte, stimate domnule primar, domnule ministru, domnilor ofițeri, onorată asistență, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație.
noi am parcurs un drum destul de lung și deloc ușor până să ajungem să ne bucurăm de pași concreți pe care îi facem. În Republica Moldova, în general, fiecare domeniu luat în parte. Ori, reforma poliției din Republica Moldova a reprezentat, de la bun început, o prioritate. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie să trăiască având un sentiment profund de securitate. Noi, cetățenii Republicii Moldova, dorim să trăim fiind siguri că viața noastră este în securitate. Cred că nu doar aspectul material, dar în general vorbeam de sentimentul de securitate. Pe de o parte a fost necesar să modificăm tot ce ține de cadrul legislativ. Nu a fost ușor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. A trebuit să convingem pe cei care au fost cu forța deciziei să accepte această reformă. Au fost și foarte multe ezitări pe interiorul instituției. Doar că dacă este să vedem ce se întâmplă în rezultat, vedem că lucrurile merg pe calea cea bună. Și aici nu este vorba doar de deschiderea secțiilor de poliție, nu este vorba doar de schimbarea uniformei, este vorba de crearea unui sistem funcțional. Noi înțelegem că pentru acest sentiment de securitate de care avem nevoie, trebuie să asigurăm cu condiții polițiștii în care să-și poată face datoria. De aceea eu, în primul rând, sigur vreau să vă mulțumesc, domnilor ofițeri, pentru munca pe care o depuneți. Deloc ușoară. Vreau să aveți în vedere că, dincolo de datoria pe care o aveți reșind din atribuțiile funcționale, este și o mare onoare pe care o aveți. Să asigurați cetățenii cu ordine publică, cu o luptă eficientă împotriva crimei organizate, crime în general, a corupției, să nu uităm și de acest flagel. Iar noi, în continuare, o să facem ceea ce trebuie să facem. Să apropiem Republica Moldova pași sigur de Uniunea Europeană, nu la nivel declarației, dar la nivel de fapte concrete, și să trăim bine în propria țară. Eu aș putea să spun încă foarte multe lucruri, dar nu cred că este cazul. Eu mă bucur împreună cu voi de acest pas pe care l-am făcut. Vă doresc tuturor succes pentru perioada de viitor. Și așa cum spunea domnul primar, nici eu nu am venit cu mâna goală. Această mașină, care este de fapt rodul contribuției a mai multor colegi de partid, sper să vă ajute să faceți datorie. Încă o dată felicitări și succes pentru perioada de viitor. Iar ceea ce ține de solicitarea domnului primar, haideți să avem înțelegere aici. Până la sfârșit de an, acest lucru să fie realizat. Domnul primar, începeți să vă Una din prioritățile poliției la ziua de astăzi este colaborarea cu administrația publică. Cum se întâmplă acest lucru, ne spune președintele raionului Telenești, domnul Boris Burcă. Stimate domnul președinte, domnul ministru, domnul ofițer, onorată asistență. Eu, după cât știți, sunt la al doilea mandat, dar cel mai mare bucurie sunt atunci când partidul așa vine în minte raionul Telenești. Acest lucru a devenit mai real începând cu anul 2010, de când în Republica Moldova a venit guvernarea, cea de care noi așteptam de mult. Și vreau să vă zic că la așa evenimente partice foarte des în ultimii ani, la noi practic în fiecare lună raion se dă exploatare ori o grădiniță renovată, ori una construită din nou, ori un centru de sănătate, ori o distanță de apeduct, sau o porțiune de drum, un obiect legat de eficiență energetică și așa mai departe. Deci, asta este integrarea europeană. Fiindcă noi nu suntem duși în străin în Europa, noi trebuie să ne aducem viața noastră la cele standarde. Ca noi să ne simțim bine la noi acasă, așa cum a menționat domnul Filat. Și vreau să vă zic că nici nu o să credeți. În anul trecut, în Telenești, așa pare că un raion, mijlocul așa, Republica Moldova, au fost investite surse care au fost gestionate din Consiliul Național în sumă de 52 de milioane de lei. Invertați asta în 2000,
2012, în anul trecut, 2013, 68 deja, cu 12 de ani mai mult. Asta în afară de banii care investesc statul în fiditorul rantelenești, care nu zice bani nici gestionați de Consiliul Rănal. Am vedere drumurile astea care se renovează. Dumneavoastră sunteți martori ocolari, care trec pe teritoriul nostru, începând de la Sărătenie, înspre Soroca, înspre Bălț. Și mai sunt un soi de obiecte care statul le gestionează direct în teritoriul raionului. Nici nu am visat noi până la 2010 de așa ceva. Eu am lucrat 2 ani și cu guvernarea cealaltă, deci dacă un primar găsea 3.000-5.000 de lei ca să facă o sobă undeva, era o bucurie mare. Deci astăzi noi, primăriile noastre dispun pentru 2014 în medie cam fiecare de 1.000.000 de lei investiții de stat numai pentru reparații capitale pe construcții, tot infrastructura satelor. Deci eu nu vreau să mulțumesc, dar trebuie, dar fapt vreau să spun că guvernarea se face datorie. Noi am fost promovați în aceste funcții pentru a rezolva problemele comunităților. Oamenii ne spun mulțumesc, dar ele trebuie să le spun și domnul Filat tot nu prea acceptă să fie lăudat, eu știu. Noi, pur și simplu, ne facem datorie și o să ne facem în continuare. Pentru asta trebuie să fim solidari, trebuie să fim uniți, trebuie să credem în ceea ce spunem și mai important este să se traducem în viață ceea ce spunem și atunci o să avem succes. Oamenii noștri pur și simplu nu știu multe lucruri. Eu, ca sunt primare de servicii de acest sector, noi practicăm în raion și o să începem acum cu luna februarie adunări cu cetățenii în sate, la care o să aducem la cunoștință tot ce se face. Eu am cu mine chiar datele, când mergi într-o primărie, se întâmplă diferiți oameni care nu vor să vadă, că nu se face nimic. Și când eu, așa, încetșor, care e bugetul primăriei pe anul, știți? Nu știu. Le spun. Cât a fost acordat ajutor social localității voastre anul trecut? Nu știu. Eu le spun suma. Câți pensii a fost plătite în sat? Le spun suma. Cât a fost investit, care e bugetul școlii? Care e bugetul grădiniței? Cât a fost investit bani pentru reparații, construcții? Nimeni nu știe. Când le aduci cifrele și le spune bine ce au bani, ăștia oameni imediat schimbă atitudine. De aceea aici sunteți oameni care aveți contact cu populația, inclusiv cu dumneavoastră, domnul ofițer. Lucrurile trebuie știute și spuse oamenilor. Pentru că manipulează unde? Acei care manipulează și nu cred, îi văd ce se face, dar pur și simplu o fac cu nevăzătorul și pentru că eu am spus la forum acolo, că lor liceu, dacă ei n-au fost la guvernare 8 ani și nu au putut face ce au făcut aceștia în 4 ani. Deci eu încă o dată vreau să mulțumesc la toți care și-au dus contribuția. Care este colaborarea, domnul ministru, cred că știți, noi e permanent. Nu e an să nu venim cu contribuții pentru crearea condițiilor, fiindcă ar fi bine în societatea noastră să nu fie infractori. Toți să trăiască conform legii, atunci n-ar trebui poate sub poliție, dar cu păreri de rău așa e omul, el sunt o categorie de oameni care vor să trăiască bine, să încalce legea, să trăiască pe spate la altor, deci ei trebuie puși la punct dacă încalc legea. Și cineva trebuie să o facă lucrul ăsta. Și asta o faceți dumneavoastră, estimați ofițeri. E greu lucrul acesta, fiindcă dumneavoastră aveți de furcă, cum zice popor, cu așa categorie de oameni, dar cu tot ce greu de lucrați. Dumneavoastră v-ați ales această de serviciu, ați depus jurământul, n-aveți încotro, trebuie să facem datorie așa cum privește. Eu încă o dată vă felicit și cum se vorbește că la moldoveni vinem și noi cu ceva, nu spun ce, dar o să fie un cadou bun pentru poliție, pentru a ajuns așa cum este în tot anul. Și la mulți ani și numai înainte. Un alt partener important al poliției este sectorul în raionul Telenești. Invit acum la microfon doamna Alina Pascaru, directoarea gimnaziului Bănești. Bună ziua, domnule președinte al Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, domnule Vlad Filat, domnule ministru al afacerilor interne, domnule Dorin Vecean, domnule președinte al raionului Telenești, domnul Boris Burcă, onorată asistență, domnule primar, vă zic, bine ați venit acasă în raionul Telenești. Astăzi este un eveniment foarte important, nu doar pentru cetățenii orășelului Telenești, dar este un eveniment important pentru celelalte comune care vor fi deservite de către acest sector de poliție, sectorul numărul 1 de raionul Telenești. Vreau să vă încep cu a vă felicita cu deschiderea acestui
nu vreau să zic frumos centru, dar uitându-mă am văzut astăzi un centru, un sector de poliție, racordat la standardele europene. Mi-am permis să fac o vizită în interiorul centrului și vreau să vă zic că am văzut toate comoditățile, să zic, deci nu comodități, fiindcă rezultatele în orice organizație, fie că este poliție, educație, medicină, vin atunci când sunt condiții de muncă. Și astăzi, eu în acest sector de poliție am văzut toate condițiile de muncă. Și anume, este bine un sector de poliție bine dotat, echipat, mobilier, echipat cu unitate de transport, pentru ceea ce vreau să-l felicit pe domnul colonel Ion Furtună. Și cred că rezultatele nu vor întârzia să apară. Și cred că fiecare cetățean de raionul Telenești, celelalte sectoare, nu vor veni aici cu plângeri, dar vor veni doar să vă întrebe de sănătate și să vă întreabă cum o duceți. Vreau să vă zic, domnule prim-ministru, domnule ministru, domnule președinte, căci campania Cunoașteți polițistul tău este o campanie binevenită în Republica Moldova. Și vreau să vă zic anume în comunele, în satele Republicii Moldova. Fiind director al unui gimnaziu din raionul Telenești, mă bucur foarte mult atunci când polițistul de sector ne deschide ușa, ne sună, ne întreabă care sunt problemele în instituție. Dacă cândva polițistul de sector, șeful de post, poate era o sperietoare. Acum nu. El este și a devenit un bun prieten, un bun partener al fiecărui liceu, al fiecărui gimnaziu în parte. Și vreau să vă zic prin formele pe care le desfășurăm noi în instituție, și anume de fiecare dată când este nevoie și de fiecare dată când nu avem probleme, dar de fiecare dată invităm, fiindcă obiectivul gimnaziului Băneș nu este pentru a soluționa problemele care apar în instituție, dar noi lucrăm foarte mult la prevenirea tuturor problemelor, ca să nu mai căutăm soluții de rezolvare. Și de fiecare dată organizăm trimestrial mese rotunde, traininguri, dar nu lipsesc acele careuri, cum le spunem noi, sovietice, dar vreau să vă zic că le păstrez în instituție și odată în săptămână le organizăm și invităm polițistul sector și de fiecare dată primim ajutorul dumnealui. Domnule Ion Furtună, vreau să vă mulțumesc pentru atitudinea conștiincioasă pe care o aveți dumneavoastră și respectiv colaboratorii dumneavoastră pentru soluționarea fiecărei probleme. Fiindcă suntem și noi oameni în Bănești, avem și noi probleme, avem abandon, deci nu abandon, dar pentru a preveni abandonul. Avem și noi acea violență pe care este un fenomen care astăzi este, deci a luat amploare în Republica Moldova și lucrăm foarte mult la el pentru combaterea lui. Vă mulțumesc mult pentru implicarea care o aveți și vreau să vă zic, stimați colaboratori, aveți un manager, un lider, ce deține toate cele 8 competențe cheie care trebuie să le dețină un cetățean a Republicii Moldova. Domnule Furtună, vă felicit și vă doresc sănătate, să duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus și cel mai mult vă doresc ca să coaptați cei mai buni specialiști din Republică, să-i aduceți la noi la Telenești, cei care, să zic, mai puțin buni, să-i formați să fie buni și, cel mai important, cei care sunt să-i motivați să rămâne la noi în Telenești, fiindcă doar având buni specialiști, vom înlătura problemele care sunt. Domnule președinte Filat, vreau să vă mulțumesc mult pentru lucrurile frumoase pe care le-ați făcut pentru raionul Telenești, pentru că ați făcut foarte multe lucruri bune. Și vreau să vă zic din partea cetățenilor raionului, din partea cetățenilor Comunei Bănești, că aveți tot respectul pentru care meritați să-l aveți. Ați făcut foarte multe lucruri bune. Nu vreau, eu o să vă invit personal la Bănești să vedeți cazangeria pe biomasă, să vedeți proiectele care noi le-am avut, să vedeți competențele profesorilor care le au acolo, să vedeți ce elevi competențe avem noi la Bănești și să vă dea Dumnezeu să duceți la bun sfârșit acele reforme care ați început a le implementa, nu doar justiție, poliție, dar și educație, fiindcă până la urmă, având competențele dezvoltate un profesor și a forma buni specialiști, o să avem în toate domeniile. Vă mulțumim mult și succese! Amatina, vă mulțumim mult! Cadoul dumneavoastră și invit pentru a primi cheia de la automobilul de serviciu ofițerul superior al sectorului de poliție numărul 1 Telenești, major de poliție, domnul Victor Cravciuc. Sunt aplauzele dumneavoastră. Bună
Domnule Dorin Riceanu, vă rugăm și dumneavoastră să amânați cheia de la cea de-a doua mașină a sectorului de poliție și invitat pentru a primi această cheie este ofițerul de sector, capitan de poliție, domnul Ruslan Bodron. Domnul șef al Direcției Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, domnul Marin Maxian, va da citire unui ordin. Domnule ministru, mă stimați, oaspet, onorat asistență, permiteți să aduc la cunoștința dumneavoastră ordinul ministrul afacerilor interne, numărul 33 din 12 februarie. În semn de recunoștință față de meritele deosebite în combaterea criminalității, menținerea ordinii publice și contribuție la consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției, ordon, am menționat cu distinția MAIE, Crucea pentru Merit, clasa a doua, pe capitanul de poliție, Bodron Ruslan Ion, ofițer de sector al sectorului de poliție numărul 1, a Inspectoratului de Poliție 3. Pe sergentul major de poliție, Leancă Ion Petru, polițist al serviciului patrulare a secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție de Iași. Ordinul Inspectoratului General al Poliției, numărul 100 pe efectiv. În semn de recunoștință față de merite deosebite în combaterea criminalității, menținerea ordinii publice și contribuția la consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției, ordon, am menționat cu premiul bănesc în mărime de 1000 de lei pe capitanul de poliție Stroici Adrian Vasile, ofițer sectorul de poliție numărul 1. Pe locotenentul major de poliție Druța Radu Mihail, șef de post, ofițer superior de sector al postului de poliție Inești, a sectorului de poliție numărul 1. Cu diplomă de onoare pe locotenentul major de poliție Carp Vasile Grigore, șef al serviciului patrulare a secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Trenești. Serviciul Republica Moldova. În semn de recunoștință pentru contribuția adusă la fortificarea capacităților și promovarea imaginii Inspectoratului General al Poliției, cât și disponibilitatea de cooperare cu subziunile polițienești într-o menținere a securității publice și stabilității în societate, a menționat cu diplomă de onoare pe Buinescu Serghei, director al întreprinderii individuale Buinescu Serghei. Vă invităm. Stegărescu Iacob, diriginte de șantier Prodpan. Pietratilă Oleg, director SRL Biogabi Group. Deleancă Vasile, director Bercom SRL. Semnat șeful Inspectoratului General al Poliției, colonel de poliție Ion Bodru. Mulțumesc. Și domnul ministru Dorin Recean, vă rugăm să luați farficile. Farficile și la loc. Și vă invităm în interior pentru a lua cunoștință cu condițiile. Am este un moment, am de poliție, nu 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 am de po
Deci toți sunt concentrați aici, plus servicii deja de patrulare care am vorbit. Deci aici, practic, sunt două de activitate a serviciului de investigare, de infracțiuni. Pe care câte doi polițiști ieșe, cred că, da? Unul ieșe, plus doi. Unul, doi. Aici e altfel. Serviciu de investigare. Se vadă cum au fost dotate birourile polițiștilor din cadrul inspectoratului. Mobilier tot dotat. Să fie ori. Foarte bun. Am programat la 5. La 5, da? Vă duc să mă departe. Acolo